Asta e pentru campanie. Vreau să repornesc portul din Severin. Fiecare o să primească în cont, cât ți-ai dat? 50.000 de euro e prea mult pe an la fiecare severinen. Eu nu mai vreau să văd mașini aici, o să interzic sub Porsche 718 care ieșea afară din oraș. Nu? Vreau aici să se vândă, nu în București, cele mai multe Porsche-uri în Severin. Sună bine în campania asta, poți să ne zici. Poate, man, hai să zicem să nu pară, zicem că suntem cu Porsche pe mână. Dacă vreți, deci dacă vreți, puteți și Ferrari. Ferrari și Porsche. Ălea sunt prea pătrățoase Lamborghini și prea arată de cucalare, așa de... prea late. N-avem bulevardele încă puse la punct, deci limitați-vă și voi la Porsche și la Ferrari. Tu ai avut vreodată impresia că noi locuim într-un port? Că nu știu, dacă ți-ar zice cineva portul Severin, ce-i zice? Ți s-ar părea așa ca o glumă. Noi avem vreun avantaj că suntem port la Dunăre? Zic noi din Severin. Eu zic că e spre zero. Orice port față de un oraș normal ar trebui să aibă un avantaj enorm din punct de vedere economic. Toți s-au dezvoltat care sunt porturi, au alt nivel de trai. E, la noi, chestia asta cu barajul ăsta, noi n-am avut practic niciun beneficiu ca populație de pe urma lui. Că plătim curentul mai scump decât în alte zone care n-au hidro, n-au nimica, deci din asta nu poți să iei un avantaj. Iar din punct de vedere... au avut avantajul ăia care au lucrat aici, la nici ea nu cred că prea mare, nici ea nu poți să zici. Da. Că nu plăteau curent. Față de ce puțin era atunci și aia, nu pot să zici că era un avantaj. Nu, vreau să spun ce... Da. Da. Verișoara mai lucrat aici. Da, dar niște avantaje ăștia minore. Eu vorbesc minore, avantaje serioase. Da. Eu vorbesc ca un oraș care e port și un port bine organizat și bine asta, păi explodează comerțul. Ei nu mai... Da, e, nu, da. În orașul ăla nu mai e teoretic sărăcie. În perioada interbelică, când era port, la port pe bune, că aveau comerț, făceau comerț cu grâne, cu... pe aici pe Dunăre le făceau, cu America, când plecau spre Marea Neagră. Era ca dezvoltarea a loptelea oraș din țară. Deci, nu era ceva, veneau toți aici că era super șmecherie Severin, zic, înainte de război. Iar după ce au făcut asta și au nenorocit toată partea de economic, au nenorocit comerțul, au nenorocit transportul, au făcut praf, că asta, cred că Severinul a fost la un moment dat dintre orașele cele mai sărace poate din țară. Deci că avem surplus, că nu avem unde să mai injectăm acum. Deci e totul ciuriburi, planul, viziune zero. Așa mi se pare, așa, după ureche tot ce drag fac. Acum prea să țin discurs. Asta e pentru campanie. Vreau să repornesc portul din Severin. Fiecare o să primească în cont, cât ți-ai dat? 50.000 de euro e prea mult pe an la fiecare severinen. Nu mai vreau să văd în sărăcie. Deci nu vă... vreau aici să se vândă, nu în București, cele mai multe Porsche-uri în Severin. Sună bine în campania asta, poți să ne zici. Hai mă, intră cu ouăle acolo, că nu le spargi. Porsche și fără. Sună bine? Sună bine. E un consilier, vezi? Și să fie roșii. Mamale. Porsche și Ferrari să fie roșii. Și legalizez și prostituția, că mă enervează bagaboandele ăștia să le tot văd aici pe centură transpirate și alea. Vreau să le văd la aer condiționat, parfumate, cu medic, cu tot legal, ca la pufuri, ca în Germania. E bine? Și mai bine. Porsche-uri, bagaboane de lux, le aducem, le reciclăm. Ia uite, dă mașina peste ea. Ia uite, săraca acum să se coapse la savarină. Mamă, ce picioare asta. Deci, vedeți, am văzut premoniții, le simt după miros, le simți. Nu le văzut să nu intraseră în câmpul vizual? Axel, președinte, ce să fiu? Parlamentar? Ca să schimb legile. Să dau o lege cu portul și o lege cu asta. Axel justițiar. Nu justițiară, că nu ne apucăm chiar așa, să nu exagerăm. Dacă ne apucăm de politică, mergem la furat, la chestii, la... Lași de la săraci. Nu... nu mai vreau să fie săraci, nu înțeles așa. Păi nu, nu vreau să mai existe săraci aici. Vreau să fim, să fim aia, să-și aia viză de Severin. Că ca să nu mai fie săraci, trebuie să trimiți săracii la plumbare de aici, dacă nu le dai de la plumbare. Păi n-auziși, dacă pornim comerțul și asta, le băgăm în cont câte 50.000 de euro în fiecare an, la fiecare.
nu o să mai o să plângă bogații de acum ce săraci o să ajungă față de săraci din guvernarea mea. O să se simtă niște nimeni. Asta sper că filmai tot. Dai seama, asta campanie. Poate iau locul Iohannis cu asta. Iohannis e... e deja papa. E fumat. Păi s-a fumat singur. Cred că nici nu am mai interesat. Ai spus să mă plimb, că viața e scurtă. Cu prima doamnă. Văd toată lumea. Justiția și aia oricum nu mai există. Am îngropat-o. I-am pus la putere exact pe ea care am zis că nu-i suport. Vă să știi că asta, uite Tesla, zise că e plin de Tesla. Bine, nici acum nu prea aveți mașini de sărași, mai multa noastră. Plin, că unii își dau cu Tesla în coaie, alții se plimbă cu Tesla. Corect. Primul Porsche mi-l dau mie, asta să fie clar, și nu din ăla de sărași de 718, 911S, Carrera. Nu-mi plecăm din ăla GTR la ăla de 1 milion sau clasice de 1 milion jumate, dar de 500 de mii zic că e ok, nu poate nimeni băga la cât bine fac. Cum mă sacrific, o să vărs sânge pentru națiunea asta. Sânge când mai mă freacă tricoul la curse, că... sau când mă spăl pe dinți prea viguros dimineața. Mai sângerează un pic, dar e tot sânge. Sânge curat. Sânge curat. Pur. Sau albastru, sânge albastru. Ăsta n-are voie pe aici să mai plimbe fără Porsche. Deci să nu mai meargă pe aici ca perpedes. La puțoneala asta. Aici să vii să te faci bine la picioare. Vă să știi că aici la unchiul meu, chiar că m-a invitat de nu știu câte ori, chiar o să mă duc. Așa de duzine vreau, deci să nu mai aibă niciun stres față de bogatul din Severin, față de bogatul din Monte Carlo sau bogatul din ca... să se simtă la sărac când vine de la Monte Carlo, când intră. Adică nu mi se pare corect ca mașinile poliției să fie mai rapide decât mașinile populației. Cum mai fugi de poliție? N-ai cum. Decât mașinile poliției. Da, corect. Nu mai poți să fugi de poliție cu ăia, au BMW-uri noi. Trebuie să ai Ferrari și Porsche-uri, ca să oricum să nu mai te urmărească, să aibă o scuză. Că de și ei vor să... Nu, lasă că nu mă vede. N-are, nu-i telefon. E camera de filmat. Cum, dar nu telefon. Păi și ce are? Că nu vorbesc la el. Ții mâna pe volan, nu o țin. Da, cu ce conduce la acolo? Nu conduc nimic, conduc. O să citești și ziarul. GoPro-ul e făcut special să filmez fără să ținem mâinile ocupate, numai că uite-i prinderea. Uite-i prinderea acasă. Uite-i acasă. M-a oprit el, dar cum a zis? Ați consumat? Nu. Da. Ok, dar să nu consumați, nu. Nu, domne, nu consum. Am consumat 3 ardei umpluți cu orez. Niște o salată de pește cu cartofi. Pește la grătar. Deci ce am până acum? Hai să recapitulăm. Cu Porsche-ul prima dată, portul de unde să vină banii. Porsche-uri pentru toată lumea, Porsche-uri la libere. Deci vreau să nu mai poată aia de la Porsche să mai producă câtă populație avem aici în Severin. Cam toată producția vreau să le iau. Așa? Și bagaboanele ăștia, mai aducem și altele, că mi se părut cam puține, dar bagaboanele să stea, să nu mai stea în căldură, să se coacă aici. Mai era și în blugi aia. Cum zis aia, că îi se coace savarina dacă stă pe căldură în blugi. Se floșcăi de tot.